Astăzi voi continua din nou să vopsim aici și la Măicuță. După cum se poate observa, am făcut ieri acolo și am aproape de jumătate. Tot în videoclipul trecut am rămas în pană de curent. Pur și simplu mi s-a luat curentul aseară. Tam până la 9 seara a venit. Și astăzi vom începe din nou să continuăm ceea ce ne apucasem de ieri. Astăzi am luat o mască specială, bineînțeles, pentru vopsit. Să nu mai iau, să mai trec gazile la mine, că aseară m-a gazat să iau de tot. După ce se faptul că remorca a fost curățată dinainte, a fost curățată cu peria de sârmă cu flexul. N-am putut să ajung până la tabla inițială. Merge destul de bine, bineînțeles, acum la început, ce să zic, până îmi refac înapoi reglajul, dacă a fost curățat înainte. Ce păi românește, a început să ia față, este ca de la un începător, eu zic că destul de bine, bineînțeles, nu am experiență de vopsitorie. Am stat de vorbă și cu un vopsitor și am întrebat că cam ce preț mi-ar lua dacă să mi-o vopsească, de fără să curețe, fără nimic. Atunci mi-a spus că 1500 de lei mă costă decât mâna de lucru, adică decât vopsit, fără făicat, fără absolut nimic. Vopseaua mea, făicatul meu, eu am stat și m-am gândit, bă, păi asta e un pic, am dat aproape 1500 de lei pe vopsea. Îi mai dau și la 1500 de lei, 3000 de lei. Păi dacă mai pun încă cât am dat și pe tabla aia, păi îmi iau neba încă o remorcă. Uite așa cum iese ea, un pic, poate pe acolo așa iese mai valul, poate pe acolo iese un pic mai așa. Nu am pretenții că e un utilaj pentru câmp, nu este de și cu el aparat. Uitați-vă și voi ce avem pe mâini și pe stânga și pe dreapta. Sunt și eu curios să vedem pe aici planează, mai am bustăcioare sau? Prima dată când o dau masca jos. Masca jos, să vadă lumea cine ești tu. Masca jos. Cam așa arăt după câteva ore de vopsit. S-a oprit aici și auzit și tu mizerie ce e. Altfel intra pe aici și înfundat duzile astea. Am luat ca să-l tragem aici ca să putem să... Să legăm dacă furtunul. Atât. Tot aia să o lăsăm în jos. Am cuplat. La o parte chiuduceii, am luat și păstalantul. Asta. Stăm maneta jos, se lasă și remorcuța odată jos. Uite, nu vrea să mai lase jos. Mam, cum a căzut. Gata, s-a lăsat. Trebuie să-l scoatem aici la locul lui. Ia uitați-vă și voi ce e aici și în interior. Mamă! Ce se împinge! Îl desfacem și pe salantul. Ia! Scapă! Uși! Uși! Dacă, uși! S-a dus! Asta a fost! Fără dacă dă bine cu ăsta la presiune! Auzi leșitul aici și așa, unde este vopseaua. A ieșit, ca nouă. Încep să se zvânte, să se usuce ca lumea, să vedem soarele ăsta cât de puternic este. Acum ia și suflu așa un pic ca să dăm în primul rând praful sau ce a mai rămas de aici, de la spuma aceea. Plus peste tot planchetul e bun, de mai fi puțină vopsea, ceva ce mai fi căzut. Dragii mei prieteni, acum dau cu gândul. Ia uite ce fain iese. Thank you.
Din valurile acestea, continuă aici cu albastru. Bă, da, este foarte, 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 foarte frumos. Ce vă bine, oi, uite. Deci e scris, scris. Prin și noaptea, neva, de când vă pusc aici. Ok, am ajuns aici cu finalul. Da, e și de, ia uite. Hei, bună dimineața, dragii mei prieteni! Ați văzut și voi la lumina blitzului, deci cam așa și ieșit până la urmă. Am început deja să aplic vopseaua pe obloare. Uite și tu, fac suiua aia cu cealaltă. Ia uite și tu cum iese. Bineînțeles, asta este prima mâna. Se va ceva nou. Deci, la vopseaua aceasta care se aplică foarte greu din punctul meu de vedere, prima mână este exact ca la tencuială, deci se dă un strat subțire așa, câțiva strup, știi? Și după care, cu al doilea strat, poți să vii ca lumea să se lipească, că altfel dacă îl dai pe primul gros, începe să pice. Am finalizat remoicuțile! Începem cu cea mare, aici în față am făcut frumos așa cu negru, frumos cu roșu, 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 aici ai cu, aici puțin negru, și vopseaua cam așa și ieșit, cu partea de sus. Aici mi s-a părut puțin cam dificilă. Foarte, foarte greu se lucrea cu această vopsea. Deci am dat 3 straturi. 3 straturi am dat pe partea de sus. Și uitați-vă și voi, cam așa a ieșit. Deci trebuia să-mi iasă o lovitură de ciocan, dar a ieșit cam stil metalizat. Totuși îmi place, deci a ieșit fenomenal. Dacă făceam și pe cealaltă la fel. Hai să ajungem și acolo imediat. Acum venim aici în partea de jos. La jante, jantele sunt făcute argintii. Aici vedeți de sub, este făcut cu roșu, deci mi-a ieșit foarte, foarte bine. Chestia este că este de data trecută când a fost ultima dată vopsită. Acesta fiind un cauciuc Danubiana, bineînțeles românesc, este de data trecută, dar uitați-vă și voi, culoarea aceasta argintie nu este pe marginea cauciucului. Am încercat să îl scot ca la carte. Între timp, hai să ne uităm și în interior. În interior l-am făcut albastru, ca pe cealaltă care o avem aici așa. Nu puteam să dau cu aceeași culoare ca aici, mai fi costat foarte, foarte mult. Deva la 200 și ceva de lei o cutie, dar acesta albastru așa. Aici pe lateral cam așa a și ieșit. A ieșit aceeași noață exact ca asta din partea cealaltă. Bine știți, am luat și nu am dat cu gând înainte și totul să mai vede textura neagră și este un pic mai închis. În comparativ cu celălalt. Ăsta lantul este mai deschis dacă am folosit și gândul înainte, mini remoicuță. Și asta lantă e varianta mai găsuță, varianta cea mare de 5 tone. Asta nu știu cât ea, vom vedea la vară când vom folosi această combina, să vedem dacă încape un buncăr de la acela. Dar mai bun că leg după mașină și ce mă pruebă să vedem cât încape, bineînțeles să căiem și cu ea. Un buncăr de la, dacă ia de o tonă, sunt tare mulțumit. Da, l-am pus și pe asta lantă mare, ia uite. Sunt amândouă surori. Dragii mei prieteni, după multă, multă muncă și muncă și mâini murdare, am reușit în final să terminăm aceste două remăcuțe. Proiectul cu remoicuțe, propriu zis, care îl puneam eu în urmă cu o lună și ceva de zile. Când m-am apucat să de remoicuța cea mare să iau să o fac, apoi m-am gândit și la asta lantă mică, tocmai să până să aplicăm îngreșămintea. Și cu voia bunului Dumnezeu, uite că și am reușit. Zice mie unii prieteni când cumpăr ceva, bă, mai udă-o și tu lucrul ăla. Uite-mă că și lud. Ia fii atent acum. Ia mă, să vedem dacă reușim aici să ludăm. Mă duc întâi la cele două dânse. Fie să nu trăim vopseaua. Hai da. Să fii entuziasm bun! Ah, gata, am finalizat acest proiect cu brio. Zic e videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine de fiecare dată și până data viitoare să ne auzim numai cu bine. Bineînțeles, pe acest canal de YouTube va mai apărea o grămadă de videoclipuri, vloguri și celelalte detalii de mecanică, grădinărit, muncă în agricultură și multe celelalte chestii care le fac eu de zi cu zi. Salutare tuturor, noroc și numai bine în viață! Pa, pupat!